cum au apărut insectele pe pământ. Insectele sunt cel mai răspândit grup de vietăți de pe pământ. Au apărut nu doar mult înaintea oamenilor, ci și a dinozaurilor. Este posibil ca aceste ființe vii să ne supraviețuiască și pe noi încă milioane de ani de acum. În acest episod o să vă povestesc despre cum au apărut insectele și despre succesul existenței lor pe pământ timp de atâta vreme. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că puneți un like și să începem! Se consideră că insectele, ca o clasă aparte, au apărut cu aproximativ 400 de milioane de ani în urmă, în perioada Devoniană. Oamenii de știință consideră că strămoșii comuni ale lor puteau fi anelidele, anume de la ele au provenit crustaceele moderne și insectele. Mulți cercetători spun că insectele sunt nivelul superior de evoluție a protistelor. În momentul dat se numără peste 1,5 miliarde de specii de insecte, dar oamenii de știință afirmă că există și alte specii nestudiate. Conform unor date, pe pământ trăiesc peste 100 de miliarde de insecte. Dacă le vom pune pe un fir, putem să facem înconjurul planetei de 125 de milioane de ori. Dacă toate insectele care trăiesc sub pământ, în aer și în apă vor dori să se mute pe uscat, vor acoperi continentele totalmente. Cele mai mici atropode au lungimea corpului de 0,02 mm, cele mai mari undeva de 30 de cm. Reiese că cele mai mici dintre ele pot fi comparate la mărime cu niște microorganisme, iar cele mai mari ajung să fie și mai masive decât unele mamifere. ...90% dintre ele sunt anume insecte. Restul, cele 10%, sunt păianjeni, pe care mulți îi consideră insecte, dar sunt arahnide. În toată istoria Pământului, pe suprafața acestuia se întâlneau antropode gigantice. În mări, apoi pe uscat, în perioada Devoniană, se găseau mulți raci scorpioni. Cei mai mari dintre ei ajungeau la mărimea unui câine. De asemenea, printre insectele enorme putem să remarcăm și libelula Meganeura, cu lungimea corpului de aproape 70 de cm și anvergura aripilor mai mult de 1 metru, sau Myriapoda, de 1 metru și jumătate. Prezența unui număr atât de mare de giganți se explică prin structura sistemului de respirație. În lipsa plămânilor, oxigenul intră în corp prin fiecare celulă, din mediul înconjurător cu ajutorul unui sistem de ramificații tubulare. Asta permite eliminarea din corp a unor sisteme și organe. Mărimea creaturii este direct proporțională cu cantitatea de oxigen procesat. În perioada Devoniană, când plantele se adaptau uscatului, procentul de oxigen în aer era mult mai mare decât acum. Datorită acestui fapt, insectele puteau ajunge la așa mărimi. Asta vorbește despre faptul că au ajuns la un astfel de nivel de evoluție că pot să concureze cu alte animale de pe teritoriul lor. Cum de-au reușit să stăpânească un număr atât de mare de mecanisme de evoluție și cum aceste mecanisme le ajută să domine în toate sferele vieții pe pământ? În rând cu sistemul respirator sunt membrele lor cu o structură specială. Acestea nu doar se deosebesc printr-o mobilitate largă. În procesul evoluției, insectele au adaptat membrele pentru cele mai diferite acțiuni. Cu ajutorul lor pot fugi, sări, să se apuce de copac și să se târască pe pereți. De asemenea, construiesc locuințe, apucă prada și îndeplinesc un număr mare de alte activități. O altă chestie activ folosită de insecte este scheletul de chitină. Această armură nu doar că le apără de inamici și alte pericole externe, ci le păstrează umiditatea în noată și chiar poartă urmași. Structura corpului insectelor este și ea unicală. Sub această armură de chitină se ascunde un corp foarte mobil, secționat și flexibil.
Cel mai probabil că această protecție naturală i-a inspirat pe fierari și armurieri în crearea celor mai diferite armure, care nu doar îi protejau pe luptători, dar le permiteau să fie și mobili. Un subiect aparte este și vederea insectelor. Ochii lor, care sunt făcuți dintr-o mulțime de elemente, le permit să vadă lumea în câteva proiecții în același timp și din diferite unghiuri. De la așa ochi nu scapă nici cel mai mic detaliu al lumii înconjurătoare. Multe insecte la diferite stadii de evoluție foloseau sau continuă să folosească aripile. Anume, insectele au devenit primele creaturi de pe Terra, care au început să domine aerul. Asta s-a întâmplat cu aproximativ 300 de milioane de ani în urmă și până la apariția primilor pterozauri rămâneau încă 150 de milioane de ani. La apariția păsărilor, natura încă nici nu se gândea. Aripile insectelor se deosebesc printr-o varietate enormă. Unele vietăți pot să își strângă aripile de-a lungul corpului și chiar să le apere cu ajutorul unor aripi protectoare. Asta le permite nu doar să zboare, ci și să pătrundă sub pământ, să înnoate și să se urce în copaci. În acest grup intră gândacii, călugărița, termitele și altele. Un alt grup de insecte nu s-au învățat să-și strângă aripile și pot zbura doar în spații deschise. Este caracteristic libelulelor și efemeropterelor, de exemplu. Și dacă cele din urmă în viața lor scurtă n-au nevoie să-și strângă aripile, libelulele, pe de altă parte, au ajuns la perfecțiunea artei zborului. De aia sunt unii dintre cei mai de succes prădători zburători. Un număr mare de insecte, în afară de armură, au și un arsenal bun pentru atacul inamicilor. Printre armele folosite de insecte în vânătoare și protecție se enumără cleștele, maxilarele puternice, spini și chiar și acele venenoase. Toate astea însă n-au apărut deodată. Speciile au avut calea lor de evoluție. De exemplu, strămoșii unor specii moderne cândva au refuzat folosirea aripilor. Dar așa insecte, oamenii de știință oricum le pun în rândurile celor cu aripi, cum ar fi puricii, păduchii și câțiva gândaci. Dar să ne întoarcem la evoluția insectelor. Cândva de mult, de la strămoșul comun au apărut anelidele și artropodele. Aceste două ramuri se luptau pentru dominație pe fundul oceanului. Dar apariția trilobidelor a schimbat totul. Cochilia lor puternică le-au făcut practic invincibile pentru prădători. Trilobidele au supraviețuit câteva dispariții și apoi au transmis urmașilor exoscheletul lor. În timpul așa numitei explozii cambriene au apărut o mulțime de forme de viață surprinzătoare și ciudate. Dar cuiva dintre strămoșii insectelor moderne i-a reușit să facă rost de acele membre secționate, care apoi s-au transformat în cele mai diverse instrumente. După ce au ieșit pe uscat, insectele au fost nevoite să scadă din greutate și să scape de o parte din exoscheletul de chitină. Pentru oxigenul din atmosferă au inventat propriul mod de a-l consuma. De asemenea, au făcut rost de ochi noi și s-au învățat să se hrănească cu plante de pe uscat. Acum insectele care ne înconjoară se folosesc cu succes de toate aceste daruri ale evoluției și continuă să le dezvolte.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!